Transalpina, cel mai înalt drum rutier din România și unul dintre cele mai râvnite locuri de turiști, și-a luat numele de la latinescul Țara de Dincolo de Munți și e supranumit Drumul Regelui, pentru că regele Carol al II-lea, după ce l-a reconstruit în anul 1938, l-a inaugurat parcurgându-l el însuși împreună cu familia regală. Deși Transalpina este unul dintre cele mai râvnite locuri de vizitat în România, atât de către locuitorii țării, cât și de turiștii străini, din presa națională aflăm că în perioada sărbătorilor de Paște acesta va rămâne închis, pentru că siguranța oamenilor este mult mai importantă, conform suselor directorului secției Drumuri Naționale Vâlcea, Lăcrămioara State. Siguranța oamenilor este mult mai importantă. Transalpina va rămâne închisă, avem multe avalanșe în zonă. Cel mai sigur în iunie va fi deschisă traficului rutier. Avem zone unde zăpada este între 1 metru și 2 metri pe asfalt, iar prognozele meteo spun că va mai ninge, a declarat State. Serviciul Județean de Salvamont spune că nu se poate circula prea curând pe Transalpina. În Căldarea, Urdele și în pasul Mohorul, zăpada este de 2 metri. S-ar putea tăia, să spunem, un culoar auto, dar asta ar antrena toată zăpada de pe versanți și ar accelera procesul producerii de avalanșe. Deci este strict interzis aventurarea pe Transalpina, a precizat pentru Ager Press șeful salvamontiștilor vâlceni Mircea Lera. Transalpina a fost construită de armatele romane în drumul lor spre Sarmizegetuza, pavată cu piatră de regele Carol al II-lea după 1930 și reabilitată de nemți în al doilea război mondial.